Poate ar trebui să explic ceva, că unii sunt nedumeriți aici. Eu nu sunt de acord. Nu văd bine plecările acestea pe bani să cânți la nuntă. Să mă condamne cine m-a condamnat. Noi predicăm fără bani. Ne ducem la nunți în stânga, în dreapta și alte activități. Și nu pentru asta că-s gelos. Nu. Dar mă uit de multe ori la aceste nunți unde vine, cântă două cântări, spune 10 CD-uri după aia. Mâncă bine, plătit bine și merge acasă. Dragii mei, pe nici care, mai ales dintre voi tineri care porniți pe drumul căsniciei, nu vă dau bani afară din casă. De ce să rămâi cu datorii la bancă? De ce să te chinui să-ți plătești datoriile după? Fii înțelept și cumpătat de la început. Pentru că nunta, binecuvântarea nunții nu stă în alai, nu stă în muzică, nu stă, stă în Domnul care dă binecuvântarea. Și noi să trăim frumos, că atunci când venim la altar, cel care predică să simtă, să știți, tinerii cuminți și credincioși și liniștiți, îi cunoști când predici la nunta lor. Știți cum să dă cuvânt? Îi cunoști când te rogi pentru ei. La alții te chinui, te frămânzi și ai vrea să spui, domnule, nu este nimic. De ce? E o problemă de trăire până când ai venit la altar. Dar ca să ai binecuvântarea Domnului, trăiește frumos pentru Domnul. Și atunci când vei veni la altar, vei simți prezența Domnului și puterea lui Dumnezeu. Orică îi cântăresc cu renume, orică cei din loc. Și ai noștri cu renume. Că îl slăvesc pe Domnul. Și lucrul acesta este minunat. Și cred că e bine să-mi exprim punctul acesta de vedere, că am văzut așa multe lucruri care nu prea îți de ale pocăiților, ci inspirate și aduse din lumea de afară. Să avem grijă, Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune în toate privințele.